Hei, prieteni, iubitori de flori, de frumos! Astăzi am să vă prezint Luminița Nopții. Luminița Nopții mai poartă denumirea de primulă de Seară sau Steaua de Seară. Este originară din America de Nord, dar s-a răspândit și în Europa. Există foarte multe soiuri ale acestei flori. Câți dintre voi știați că Luminița de Noapte poartă această denumire deoarece își deschide petalele în fiecare seară la ora 20. O putem cultiva în propriile grădini, dar și în jardiniere. Frunzele sunt în de verde, florile sunt în de galben, alb, chiar roz, au un parfum plăcut, de lămuiță, înflorește din vară până în toamnă, nu este deloc pretențioasă, adoră lumina, căldura, soarele, dar și semi-umbra în același timp. Să știți că rezistă la secetă, dar și la frig în același timp. Dacă o veți uda corespunzător, veți avea parte de o explozie florală în propriile grădini, dar și în propriile voastre apartamente. Știați că lumința nopții se înmulțește prin semințe? Dacă vreți să dați un plus de culoare, de eleganță, de parfum, serilor de vară și de toamnă în același timp, în propriile grădini, dar și în propriile apartamente, vă recomand să vă cultivați, să vă achiziționați o luminiță a nopții, să aveți o zi minunată, colorată și parfumată.